Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți în continuare review video al smartphone-ului iPhone 7. Avem de-a face cu cel mai dorit gadget al momentului. Eu am primit în test acest smartphone de la Telecom România, cărora îi mulțumesc pe această care. Avem de-a face cu un smartphone cu diagonala ecranului de 4,7 inci, camera foto principală de 12 megapixeli, 2 GB de memorie RAM, procesor quad-core și o baterie încăpătoare pentru un iPhone de 1960 mAh. Designul este superb din punctul meu de vedere. Telefonul este foarte subțire, măsoară numai 7,1 mm în grosime, are o greutate de doar 138 de grame și este rezistent la apă, la contactul cu apa. Avem de-a face și cu un device care rulează fără absolut nicio problemă, de fapt nici nu putea fi vorba de așa ceva. Rulează absolut toate titlurile disponibile în magazinul App Store. Iată câteva dintre jocurile pe care le-am descărcat: Need for Speed No Limits, Nova 3 sau Asphalt Extreme. Vă voi arăta cât de curând cum rulează jocurile. Înainte de toate, vă voi spune care sunt principalele specificații ale acestui smartphone. V-am spus că diagonala ecranului este de 4,7 inci. Acum să vă spun și care este rezoluția. Pentru un telefon lansat în 2016, avem de face cu o rezoluție ceva mai mică decât ne obișnuiesc telefoanele cu sistem de operare Android, și anume 750 cu 1334 pixeli, densitatea pixel per inch este de 326, este practic același display pe care îl regăsim și pe iPhone 6 și pe iPhone 6S. Sistemul de operare utilizat de iPhone 7 este iOS 10.0.1. Sistemul de operare este extrem de prietenos cu utilizatorul. Avem de-a face cu foarte multe scurtături care pot fi adăugate, sau mai bine spus, widget-uri care pot fi adăugate în meniul de start, într-un mod foarte simplu. iPhone 7 este motorizat de un puternic procesor Apple A10 Fusion cu 4 nuclee. Avem de-a face și cu un procesor grafic cu 6 nuclee care ne ajută în jocuri, veți vedea cât de curând. Memoria RAM este de 2 GB, cum am spus și la începutul acestui review, iar memoria internă poate fi de 32, de 128 sau de 256 de GB, în funcție de versiunea aleasă. Camera foto principală are rezoluția de 12 megapixeli și deschiderea diafragmei de 1,8. Camera foto frontală are 7 megapixeli și realizează selfie-uri de o calitate extraordinară. Alt aspect care merită menționat în ceea ce privește camerele foto, video, principale și secundare este capabilitatea de filmare 4K în cazul camerei foto de pe partea din spate și Full HD în cazul camerei foto de pe partea din față. Bateria are capacitate de 1960 mAh, cum spuneam și la începutul acestui review. Eu am folosit telefonul timp de 7 zile, atât în condiții de utilizare intensă, cât și în condiții de utilizare ceva mai light. În condiții de utilizare intensă am intrat foarte mult pe internet, pe 4G, cât și pe Wi-Fi. Am făcut foarte multe poze și am jucat multe jocuri. Telefonul s-a descurcat admirabil, mai bine spus, bateria s-a descurcat admirabil, a rezistat o zi și jumătate în aceste condiții. Să zicem că am jucat timp de o oră, o oră și jumătate pe zi, am discutat la telefon timp de încă o oră pe zi și am făcut vreo 300 de fotografii. Deci s-a comportat admirabil. Iar în condiții de utilizare ceva mai slabă, am avut de-a face cu o durată de viață a bateriei de până la 3 zile și jumătate. Deci eu consider că iPhone 7 se descurcă foarte bine în raport cu alte smartphone-uri de pe piață din categoria high-end. Și acum haideți să ne concentrăm atenția asupra designului iPhone 7. Evident că cea mai importantă schimbare este reprezentată de eliminarea portului pentru căști, de eliminarea mufei jack de 3,5 mm. În partea de jos a carcasei găsim mufa Lighting, în partea dreaptă acestea se află difuzorul, iar în partea stângă microfonul. În partea de sus nu găsim niciun element care să ne atragă atenția, portul jack a dispărut, după cum spuneam mai devreme. Pe partea dreaptă a carcasei se află slotul pentru cartera nano SIM și butonul power. Pe partea stângă avem cele două butoane pentru volum, comutatorul silent, iar pe partea din spate avem camera de 12 megapixeli și blitzul RED Dual Tone. Camerele iPhone 7 Plus realizează fotografii de o calitate excelentă, atât în condiții de iluminare suficientă, cât și în condiții de iluminare deficitară, datorită blitzului RED Dual Tone. Haideți să vă arăt câteva fotografii realizate de mine cu iPhone 7, să vă arăt și detaliile
excelente. Iată, rezum maxim, o fotografie realizată cu iPhone 7 are niște detalii de o calitate foarte bună. Avem și funcția Live. Dacă doriți, puteți să realizați o scurtă filmare înaintea realizării fotografiei, iar aceasta vă va apărea atunci când vă uitați pe un gadget Apple. Puteți vedea chiar acum. Iată această funcție. Și nou zoom-ul maxim. Calitatea este excelent atât în ceea ce privește camera de 12 megapixeli, cât și camera de 7 megapixeli pe partea din față. Haideți să vă arăt câteva selfie-uri. Iată câteva selfie-uri realizate cu iPhone 7. Și din nou câteva fotografii de tip peisaj realizate cu camera de pe partea din spate. În ceea ce privește experiența de utilizare, pot spune că sunt foarte mulțumit de modul în care iPhone 7 s-a comportat pe perioada celor 7 zile de test. Avem de-a face cu un gadget care rulează impecabil jocurile disponibile în magazinul App Store și pe care poți naviga pe internet cu rapiditate foarte mare, care descarcă extrem de rapid atașamentele din e-mail-uri și care poate fi folosit pentru a naviga pe Google Maps. Haideți să vă arăt și cum se comportă în câteva jocuri cu cerințe ridicate. Haideți să vedem și cât de repede încarcă iPhone 7 un nivel din Asphalt Extreme. Grafica este ireproșabilă, după cum puteți vedea. În ceea ce privește navigarea pe internet, iPhone 7 se descurcă admirabil, cum am spus mai devreme. Haideți să vă arăt și cât de repede încarcă și cum se aude un clip de pe YouTube la volumul maxim. Este chiar o emisiune Testaria. Vă invit să urmăriți în continuare o nouă emisiune Testaria, în care vă voi prezenta 3 gadget-uri extrem de interesante. Smartwatch-uri Samsung GRS2, smartphone-ul iPhone SE și sistemul de sunet Evorio Sound Pro. Separați fiecare. Are un touchpad-ar care poate fi considerat drept un model de buget de la Apple. Asta nu înseamnă că este foarte ieftin. iPhone 7 nu este la rândul său un smartphone foarte ieftin, după cum spuneam despre iPhone 6 SE. Are un preț destul de ridicat, însă în raport cu performanțele și cu designul pe care îl oferă, avem de-a face cu un design premium și cu performanțe premium. iPhone 7 este un smartphone extrem de atractiv atât din punctul de vedere al specificațiilor cât și al designului. Prețul nu este însă unul foarte accesibil, însă acest fapt poate fi trecut cu vederea în cazul în care apelați la o soluție de tip abonament. Trebuie însă să consultați cu mare atenție ofertele. Eu vă recomand cu această ocazie ofertele de la Telecom,
operatorul care am primit în teste acest smartphone, aștept părerile voastre despre iPhone 7 și vă invit să recomandați și alte gadgeturi pentru teste.